Mi-a ajuns băiatul mare, la vreme de surătoare. Hai da muiere în sat, luăm noră de om bogat. Să luăm noră de valoare, de năruit, de viță tare. Ca și să facem nuntă mare, hai dibidip panelam, că avem neamuntă valoare. Hai dibidip panelam, să luăm noră de valoare, de năruit, de viță tare. Ca și să facem nuntă mare, hai dibidip panelam, că avem neamuntă valoare. Hai dibidip panelam. Yeah.
O tinghi già tre che pagherò tu. Dico matti do. Pagherò tu a canà. Pagherò ma tu. Andrei la nașul mare și la nașa pe mână. Pe mână se pune ghirlanda pe mânuță. Da. Fără emoții. Nu, aia. Aia cu alb. Aia. Onorată adunare, rog puțină ascultare. În această zi aleasă, la această mândră casă, are loc o nuntă aleasă. Nuntă mare veselie la oameni de omenie. În această zi aleasă, David s-a sculat de dimineață. El frumos s-a aranjat și pe față s-a spălat și e gata de însurat. Însă înainte de a se însura, el rămas bun și-a luat. Ia-ți tu mire, rămas bun, de la tată, de la mamă. Vă rog frumos să vă luați rămas bun de la fiul dumneavoastră. Și dați-i o binecuvântare și o dulce sărutare. De la frați, de la surori. Vă rog să felicitați mirele, frații și cumnații. Frații și surorile. Bravo! Frații, cumnatele, de la grădina cu flori, de la veri și de la vere, de la prietenile tale, de au fost bune, de au fost rele, tu ți-ai petrecut cu ele. Dragi părinți, înainte de plecare, aș vrea să vă cer iertare. Și te rog, dragă tată, dacă ți-am gândit și eu, tată, te rog din suflet mă iartă. Iar ție, dragă mamă, ce pe brațe m-ai purtat cât am plâns mai legănat, la sânul tău m-ai hrănit cât am fost un copil mic. Te rog din suflet mă iartă dacă ți-am greșit vreodată. Iată timpul a sosit așa cum este sortit, să ajung să mă însor, să nu-l duc al mândrii dor. Dar n-am să uit vreodată mâinile ce m-au grijit, dragostea ce am primit și pe noi familia ne-a unit. Înainte de a pleca, însă vom face o rugăciune, Tatăl nostru, cum se spune. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în cale de ispită și ne mântuiește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și mărirea în vecii vecilor. Amin. Stimați nuntași, stimați nași, dragi nași, mirele înainte de a chema nuntașii ar dori să cheme nașii. Nașii buni de veselie și de mare omenie. Cine e om de viță bună, tot botează și cunună. Și-aș avea o rugăminte ca de acum înainte, când încep o nouă viață, să-mi dați voi nași o bună povață. Și la bine și la rău să fim o familie mereu. Stimați nași, în numele Mirelui vă cer să fiți nașii lui și părinții lui sufletești de acum înainte, să le dați o povață lui și merese lui, la bine și la rău, și când va mai da Dumnezeu un boboc, să le fiți din nou nași, să-i botezați din nou cum ați botezat această micuță prințesă. Sunteți de acord să veniți să-i cununați? Acestea fiind spuse, mire, te rog frumos, mulțumește nașilor tăi, să fie într-un ceas bun și cu noroc. Și la anul, David a dat Dumnezeu încă un boboc. Stimați invitați! Acestea fiind spuse, împreună vom forma un alai, mirele cu domnișoară înainte, nașii după el, după aia urmează domnișoarele, familia tot, mergem la mireasa acasă.
mulțumim, ia de o lată de bere pentru băieți, să vii sănătate! Sănătate la toată lumea, să fii sănătos! Sănătate, sănătate! Bună ziua, Doamne ajută! Sănătate, Doamne ajută! De la cel cu barba sură până la cel cu țâța în gură. În această zi aleasă, la această mândră casă, are loc o nuntă aleasă. O nuntă și un botez. Stimați nași, mirele prin gura mea ar dori să vă mulțumească ca seară, ieri, adică ieri dimineață, ați avut onoarea și plăcerea de a-i boteza fica. Și vă rog împreună, cu mătru vostru care este acum Davi și cu Narcisa, să veniți împreună cu nașii de cununie, să mergem la mireasa acasă, să încingem o mare veselie, pentru că este o zi foarte plăcută și foarte voioasă pentru toată lumea. Stimați nași, încă o dată mirele vă mulțumește pentru amabilitatea voastră și pentru gestul creștinesc. Voi știți că când cineva botează un copil, îi se scad câteva păcate acolo în cer. Nu știu dacă ajungem toți în rai, dar dacă voi ajungeți, aveți câteva păcate în minus. Acestea fiind spuse, să pornească muzica din nou și în 10 minute, 5 minute, 10 minute mai se vin ceva și plecăm toți la mireasă, la celălalt naș acasă, după aia la mireasă. Ai,
Trească nașul! Vere! Să schimbăm la piața. Ce șef, șef, servicii. 10 de 10, toată lumea este invitată în curte la dans, voie bună, petrecere. Uitați ce a pregătit aici nașul pentru noi. Băutură cu nevinita. Amintim pentru ce am venit aici la domnul Mircea în casă și la doamna Alina. Onorată adunare, rog puțin ascultare. De la cel cu țâța în gură până la cel cu barbă sură. Bravo! Are loc o nuntă aleasă. Nuntă mare, veselie, la oameni de omenie. Stimat tenaș Mircea, stimată nașă Alina, mirele înainte de a chema nuntașii a dorit să cheme nașii. Nașii buni de veselie și de oameni de omenie. Cine om de viță aleasă, tot cu nună și botează. Cine om de viță bună, tot botează și cu nună. Stimată naș Mircea, stimată naș Alina, mirele David, prin cuvintele mele, ar vrea să vă roage să le fiți naște cu lumie, oameni de mare omenie. Dacă sunteți de acord, mirele, mulțumesc nașilor pentru că sunt de acord. Nașii au fost de acord să vină, te rog frumos să vii, să mulțumesc nașilor. Și să continue petrecerea! Aici, fără măsură, la toată lumea, la toți nuntașii, au pregătit aici nașii. Așteptăm pe mireasă să o prezentăm, dar sunteți neserioși ca să te zeați mireasa să la plajă, dorme cu altul în pat.
fraților, puneți mâna pe bolte, că nu-i bine aici, ceva nu-i în regulă. Furcile, furcile! Staroste, stimați invitați, bine ați venit la cea mai tare nuntă anului 2023 să înceapă! Să-și caute mireasa, să-i dăruiască buchetul vieții lui, să-i dăruiască inelul, cu briliant, bineînțeles, și să-i facă o declarație de dragoste. Împreună cu nașii, să mergem să căutăm mireasa în casă, după care o să o scoatem aici în curte, să începem ora! Ai mire, curaj! Suntem pregătiți să-l căutăm mireasa. Pot să caut cu centru? Asta e, vă așteaptă. Silence, s-il vă plăt. Sunteți pregătiți? Mireasa e pregătită? Onorate mire, te rog să intri să-ți iei mireasa, să o săruți, să-i dai inelul de logodnă și să-i faci o declarație. Uitați ce mireasă vă prezentăm aici în față. O mireasă adevărată. Asta e mireasa noastră. E frumoșică, dar e cam tinerică. E cam tinerică și este un pic și cam minorică. E minoră, din păcate, nu se pretează în palate. Nu-i mireasa noastră, ne pare foarte rău. Socru mic aici de față, aveți o altă mireasă. Da, da. Să vedem mireasa adevărată, vă rog să ne-o prezentați sau să stai aici în față, la mirele nostru împărat. Ca să fie preamărit și într-un totul. Aplauze pe noi! Te rog să-i mâini buchetul, că îți faci o declarație de dragoste și să-i dăruiești toată viața numai fericire. Te rog să te pui în genunchi și să-i faci o declarație la Narcisa de dragoste, că o iubești la infinit. Auzim! Draga mea, prea multe cuvinte nu pot să spun decât că te iubesc și am să te respect toată viața. Aplauze pentru mine și mireasă! Mândrugătate, o să facem ceremonia cerutului afară, e mai multă lume. Nașilor, bine ați venit, vă rog să ne întoarcem în curte, să fie lumea multă, să cere mireasa. Hai mireasă! Bun, stimată adunare, rugă-vă un pic de ascultare de la mic până la mare. Mirele nostru frumos, Doamne, ține-l sănătos, dimineața s-a sculat în grădină, a intrat și în grădină ce-a aflat. O mândră floare aleasă ce și-o ales-o de mireasă, zâna zânelor, dragostea feciorilor. Ei, tu mireasă, fătul meu, să nu-ți bați mirele zău, că te-a acela Dumnezeu. Foarte-te bine că îl înveață la o cafea, la o șuetă, până Paris, până Elveția, pe acolo, până capitalism. Aplauze pentru mire și mireasă, drumuță, ei, mireasă, nu rugă tante, cu te-ai fola mătă afată, te-ai curcat numai pe țol, te-ai sculat la șezător. Te-am uți sculat pe brață, te-ai sculat mai dimineață. Că mirele nu ți-o frate să nu crezi că nu te abate, nici socră ta nu ți-o soră să le bagi tăte în oră. Așa de-ar tu poate de mine că socră ta învață o bea că avea pe la Elveția. Aplauze pentru rânduite. În grădină după ceapă, la fântână după apă și la măta câteodată când e fi mai supărată. Încă o dată aplauze pentru mireasa noastră frumoasă. Și zic așa Narcisa, mireasa noastră prin gura mea. Vreau aici în față, înainte de plecare, un socru și o socră mică, numai nu le-ar fi nimică. Aplauze pentru socru și socră cea mică. Și socră mică să fie aici de față, într-un mulță să trăiască. Și încă o dată aplauze și pentru soacra cea mică. Numai nu i-ar fi nimică. Hai soacra mică să te vedem cât este frumoasă. Stimați invitați, Narcisa zice așa prin gura mea, îți mulțumesc ție, mamă, că am ajuns această zi minunată, ziua fericirii mele. Iar acum, înainte de plecare, dă-mi o binecuvântare
și o dulce sărutare. Iar vieții am greșit din viața asta, mamă, te rog din suflet mai iartă, că nu-i copil pe lumea asta, la părinți să nu greșească. Tot așa prin gura mea spune și la lui tata aceeași poveste, dă-mi o binecuvântare, tată, înainte de plecare, și o dulce sărutare. Aplauze pentru socul lui și pentru... emancipați oameni de valoare, după cum știe, lumea știe să cunosc chiar dintr-o mie. Să trăiască nașii mari, Cornavan, la Lăutari. Aplauze pentru nașii noștri, cei nașii știe. Mai avem aici în față pe scumpa sora Mirese, care stă în capul mesei. Să vin aici în fața Mirese, să-i dau binecuvântare la surioara ei, înainte de plecare. Aplauze pentru sora Mirese. Dă-i o binecuvântare la surioara ta și o dulce sărutare înainte de plecare. Aplauze pentru sora Mirese de la Narcisa, creștie. Stimați onorații, invitați, avem aici veri, verișoare, domnișoare de onoare, toată lumea slobodă de la Mireasă, să-i dea binecuvântare și o dulce sărutare. Cine vrea să felicite Mireasa? Sunt invitați aici, fără multe cupături și multe săruturi, pentru că-i rămân lui David de azi dinainte. Încă o dată aplauze pentru Narcisa noastră frumoasă, pentru mulți ani să trăiască, totul să vii se împlinească. Verișor și verișoare, domnișoare de onoare, numai un verișor am avut în acest sat mare. Și cum nații Mirelui și frații Mirelui să pupe Mireasa, că Doamne duce lui viața. Vă rog să o felicitați. Crimelul să nu-l dați jos, că costă mult și nu-i tu folos dacă mi se pune pe buze. Așa, scurt Mireasa, câte o dulce sărutare înainte de plecare. Aplauze pentru toți verișorii tăi și pentru toți băieții de elită. Se știe! Așa mi-e obiceiul. Săruturi frumoase de la toți invitații, se știe, pentru Mireasa noastră frumoasă, drumuță, să trăiască. Toți băieții din elită care stau azi în uliță și plâng după lor Mireasa că se duce la altă casă. Ce să facem? Asta e viața. E ca bună dimineața. Să trăiască în minii noștri, doi porumbei frumoși. Noi vă mulțumim frumos, gazdele casei, stimați invitați. Domnul staroste principal are cuvântul aici. Îl invităm pe domnul Dănuț să dea drumul pe trecere. Aici cântec, joc și băutură. Cântec, joc și voie bună. Stimați dotași, din această clipă, o oră, ne distrăm aici la Mireasa în curte. Hai de la pilul pe mea. Thank you.
Aproape, doamne!
nervos am fost când distracție plăcută.
alături de cea mai minunată orchestră, Emanuel de la Cluj, cu orchestra lui, alături de DJ-ul nostru, și să aveți poftă bună pentru bucatele pregătite de bucătarii acestui restaurant. Însă, așa cum se începe orice petrecere creștinească, vom începe cu o rugăciune, Tatăl nostru, cum se spune. Aș dori să vă ridicați puțin în picioare, îmi dau și o pălărie jos. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și nu ne duce pe noi în cale de ispită și ne mântuiește de cel rău. Că a Ta este împărățirea și puterea și mărirea în vecii vecilor. Amin. Vă rog frumos să vă așezați, vă dorim tuturor poftă bună, distracție plăcută alături de acești deosebiți muzicanți. Atenție, spune și nebunul seara, bineînțeles, la toți invitații. Eu, Emanuel de la Cluj, cu întreaga mea formație. Și vinii noștri să aibă noroc și sănătate, nașii noștri să le dea Dumnezeu sănătate și fericire. La vinii noștri dorim casă de piatră și multă de sănătate, da? Deschide și legând un program frumos de masă, că așa e frumos. Sunt minunul maestri acolo, da? Da? Ascultare, ha! Atenție, să vedem de la Jigerică, domnule, domnule,
muzica lui, lui, până la 4 milioane să fie. Crească familia lui, da, hai!
m-ai făcut să te iubesc. Mi-ai dăruit totul, fără să-mi cer nimic. Trăiești pentru mine, să mă faci fericit. În lăbina găsit tot ce mi-am dorit. Acesta este momentul lor, momentul pe care eu știu și mulți din Zalata, că e în așteaptă de foarte, foarte mult ani.
mulțumim și la Averelor, jumătate milion. Pentru nașii tău, Andrei, un milion. Pentru cuvântul de Filu Gabriel. Pentru cuvântul de Dani. Cu familia lui, bineînțeles. Toată lumea. Și fratele tău, vreau să-i zume două vele numere. Pentru fratele tău, Dani, două vele numere. Și toți frații care mai sunt câțiva la număr. Pentru toată lumea prezentă și special pentru prințesa ta, bine și cata, da? Să fie vele numere de la Dani! Oh,
improvizație, da? Hai, gira! Thank you.
de la cine ridică jumătate milion. Mafia numărul 2 să fie tot Meloșturu. Baia Mare să vezi special toată lumea, numărul 5, mase, mesele, să vezi special. De la cine ridică tot fără numără, fără numere! Și cine ridică, nu mai fi nervos, că așa e informația. Să fiți special de la Ginerică, anul ăsta care iubesc din sufletul meu, da? Și pentru viața ta, iubirea ta, Narcisa, Miresica ta. Haide!
pentru scuzele derivale de la ginerică, să vezi pe cea. Îmi cer și eu de scuze. Hai, una, două,
La asta nu mă prezintă și specialii cu jurerică David și Narcisa. Thank you.
Antonella și Antonio. Jumătate milion. Dar haine din timp, 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 timp,
Să vină viața noastră, Emanuel de la Cluj, fraților, dau puține aplauze pentru șeful nostru. Crească bănuța voastră. Bă, bă, hai! Oh,
și eu sunt de la Chelu cu chitara. Să lui de cum a neau pentru toată lumea să ne simțim bine, bine, vă sistem turbo. Sorino! Să nu mă las viața mea, două ce
lui. Mare șucărime e și și cânzând. Bineînțeles, venu papii fără numere, venu Patricia. Când venu cinerica nostru și mirea salu și toți invitații. Mare șucărime e Sebi, doar pe masa voastră de neonuz, toată lumea prezentă, toți invitații. Și pe un George și de la salut. Casă de piapă de noastră, fratele Angel. Las cu mine 50 de euro de la fratele nostru. Până la 1000 de numărări.
și toată lumea bună. Și bineînțeles că nu ne-am somn mondialul. Deci la doi, unul în Cluj și unul aici la voi. Hai da mersune! Faceți mă că vine nașul, nașul. Vine nașul, bătă, nașul, nașul. Faceți mă că vine nașa, nașa. Nu Cosmin nevasta lui, pentru Ionuț, și domnăști tu, domnul, dar domnul are la părești. Și pentru Fierică și Mireasa lui și nașii lui. Una, două, trei, și... Și pentru Vlăduța care o să vină pe drum. Și pentru un ceas bun, fără numele. Și pentru Papi Papri. Faceți loc că vine nașa, nașa. Vine nașa, pohă, nașa, nașa. Faceți loc că vine nașa, nașa. Și Diana, nașa Diana. Pentru fierică și mireasa lui frumoasă. Și toți invitații până la un milion de la... Stară să se crească, frate. Una, două, trei, și rupere mea. Care este mărunt și vine să fie într-un ceas bun pentru Măduța.
pentru Costel, pentru Costel, atenție! Pentru Gloria!
până acolo, hai! Moșu! Ia să vezi special! Pentru fratele meu să vezi special și nevasta lui! Loreda! Hai nu mă pândă și ce dragune, spune la tine. Să fie toată brigada de la Mănăstuți și pentru tata tău, să-i dau pentru sănătate și fericire. Hai toată brigada! Una, două, hai Cristina! Loredan, Filitei, Sibiu și Giorgeta.
Cosmin, Ionuț, Florin, și toată lumea prezentă 50 euro. Dar un scuvire de la Ionuț. Jornada. Hai, conejo, me mandi, ante pagamos. Don't
aplaudăm, aplauze, aplauze, aplauze! Și totodată pe ringul de dans sosesc tortul nașelor celor mari! Aplauze pentru cele mai tarnașe și cele mai frumoase torturi din patria mirilor pentru nașele lor! Totodată în spatele măsei prezidențiale, adică a măsei mirilor, sunt cei mai spectaculari porci, purcei oferiți pentru nașii cei mari din partea mirelui și a mirezei. Tot pentru voi cele mai frumoase cadouri, se știe. Și acum invităm aici în față mirele și mireasa să ia cuțitul, să desavureze acest frumos tort, să vedem iubirea lor aici de față cu voi. Puneți mâna pe cuțit amândoi, tăiați împreună, mireasa pune pe farfurie și pe urmă îl degustați. Să fie întrucească și cu noroc, aplauze pentru Narcisa, aplauze pentru David! Să știe să trăiască în fericire! Cei mai tari bine anului 2023, abia începe nunta! Să vă fie viața dulce și frumoasă și gustoasă ca acest minunat tort pe care îl veți savura și după care și toți nașii și invitații. Să vă fie de folos, într-un ceas bun, fericire și noroc și la anul lucră un boboc, vă dorim! Aplauze pentru mine și mireasă se știe să se pupe mirii, să se pupe mirii, să se pupe mirii, să se pupe mirii, să se pupe nașii, să se pupe nașii, nașii și nu tași. Aplauze pentru nașii noștri cei mari, pentru cei mai tari nași, cei mai frumoși nași din această seară. Gabriel, pentru toată lumea să fie! Bandă mori, mă schimba mă, dar nu pot. Nici nu pot și nici nu dau. Să trăiesc fără să beau. Viața mea de bandă mori, mă schimba mă, dar nu pot. Nici nu pot și nici nu dau. Să trăiesc fără să beau. De la Popo o să fie! Yo! Băutură, băutură și modele. Și mirese toate stele. Băutură, băutură și gătii. Eu n-aș mai pleca de aici, mă! Băutură, băutură și modele. Și femei de șapte stele. Băutură, băutură și gătii. Nu aș mai pleca de aici. Una, două, trei. Și mergi, mă! Special pentru unchiul Jimmy, să trăiască! E sistem adevărat, beau la foc automat. Când apuc de băutură, o țin tanga câteodună. E sistem adevărat, beau la foc automat. Când apuc de băutură, o țin tanga câteodună. Hai, patru lumea! Băutură, băutură și manele. Și femei de chestele. Băutură, băutură și gătii. Nu mai plecat de aici. Băutură, băutură și manele. Și femei de șapte stele. Băutură, băutură și gătii. Hai, șapte.
avem și o cerință. Dacă toată lumea e în picioare, să vină Emanuel în avaloare!